Vreau să o invit pe colega mea, Veronica, să prezinte rezultatele barometrului electoral 2020, ediția din noiembrie. Mulțumesc, Mihai! Bună ziua la toată lumea! Înainte de a începe propriu zis prezentarea rezultatelor barometrului electoral, aș vrea să îndemn reprezentanții mass media că pot prelua imagini în timp real de pe canalul nostru de Telegram, t.me/dateinteligente. De asemenea, pentru cei care vor să ne adreseze întrebări, la fel în timp real, ne pot adresa întrebările printr-un SMS la numărul de telefon 0621-66060, în care vă rugăm frumos să indicați numele, prenumele, instituția pe care o reprezentați și deja propriu-zis întrebarea pe care o aveți. Așa cum a menționat Mihai, deci studiul Barometru Electoral 2020 se va încheia în luna decembrie cu ediție specială. Experții vor avea posibilitatea să vină cu o listă de întrebări, iar compania Date Inteligente doar va facilita acest proces, deci le va da întrebărilor un specific mai sociologic. Vom începe deci, prezentarea rezultatelor cu studiul prin metoda expert. Studiul prin metoda expert este un studiu calitativ, deci de fiecare dată în cadrul acestui studiu participă între 15 și 25-27 de experți. De data aceasta, dat fiind faptul și perioada electorală, campania electorală care a fost destul de intensă, experții noștri sunt foarte ocupați, dar și de data aceasta, deci pentru luna noiembrie, au participat 17 experți din cei 33 care au fost invitați. Prin această cale aș vrea să le mulțumesc tuturor, nu doar celor 17 care au fost cu noi pe parcursul lunii noiembrie, dar și fiecărui expert individual de la începutul studiului lună de lună care ne-a fost alături și prin intermediul deci, opiniilor care au fost exprimate, noi am putut să informăm opinia publică despre ce cred grupul de experți despre subiecte de actualitate, dar lună de lună. Chestionarele au fost autocompletate. De data aceasta, perioada culegerii datelor este 4-7 noiembrie 2020, deci este imediat apropiere al primului tur al alegerilor prezidențiale. Încă o dată, deci suntem conștienți că răspunsurile pot fi influențate de afilierea politică al experților. Totuși, la majoritatea întrebărilor, răspunsurile n-au fost tendențioase. Cumva și experții, deja lună de lună, devin din ce în ce mai experți și își exprimă opinia destul de diferită, adică de cele ce se întâmplă despre subiectele de actualitate. Și prima întrebare care am adresat-o în studiul de tip expert, ținând cont că în primul tur al alegerilor prezidențiale de pe 1 noiembrie 2020, pe teritoriul controlat de Republica Moldova, au votat 1.185.260 de alegători. Câți alegători considerați că vor vota în turul 2? Și observăm că deci, undeva o treime din toți experții susțin că vor vota cu 50.000 mai mult decât la primul tur. Deci 17,6%. 150.000 și mai mult și la fel 17, proporția de 17,6% cu peste 300.000 și mai mult. Doi experți consideră că vor vota aproximativ același număr și avem câte un expert care au afirmat că în jur cu 100.000 mai mult va fi, cu 250.000 mai mult și cu 100.000 mai puțin. Deci vedem că răspunsurile sunt destul de diferite. Ținând cont că în primul tur al alegerilor prezidențiale, de pe 1 noiembrie 2020, au votat 14.269 de alegători care locuiesc în unitatea teritorială stânga Nistrului. Câți alegători considerați că vor vota în turul 2? Și vedem că aici circa 30% din experți susțin că vor vota cu 5.000 mai mult decât la primul tur. 17,6% proporția din experți susțin că aproximativ același număr, la fel 17,6% susțin cu 10.000 mai mult și este opinia cu 20.000 mai mult, aceeași proporție.
Mai aveam doi experți care consideră că peste 25.000 mai mult vor vota și un expert susține că cu 15.000 mai mult. La fel, răspunsurile sunt destul de heterogene. Răspunsul mediu care a fost acordat de către experți este de 13.180 de persoane sau alegători. O altă întrebare care la fel ține de acest aspect, ținând cont că în primul tur al alegerilor prezidențiale de pe 1 noiembrie 2020 au votat circa 150.000 de alegători care locuiesc în afara Republicii Moldova. Câți alegători considerați că vor vota în turul 2 al alegerilor? Și vedem că o treime din experți susțin că în a doilea tur vor vota cu 50.000 mai mult alegători decât în primul tur. Și în proporție de 17,6% avem trei categorii, cu 10.000 mai mult, cu 20.000 mai mult, cu 30.000 mai mult. Un expert susține că va fi aproximativ același număr și că primul tur, deci ca și primul tur. Un alt expert susține că va fi cu 20.000 mai puțin. Da, există și o astfel de opinie. Totuși, răspunsul mediu este că în al doilea tur, în rândul diasporii, vor vota cu 36.730 persoane mai mult ca în primul tur. Observăm că tendința este destul de pozitivă în toate cele trei categorii de răspunsuri. O întrebare deschisă, care am adresat-o experților noștri, este: Renato Usate a luat un scor peste așteptările sondajelor în Republica Moldova, da? Dar și în diasporă. Cum explică experții scorul foarte mare al acestui candidat în primul tur al alegerilor prezidențiale? Și, practic, răspunsurile experților le-am împărțit în două categorii. Prima categorie, protest împotriva lui Igor Dodon și ceilalți candidați. A doua categorie, campania electorală reușită și carisma lui Renato Usate. Și haideți să vedem rând pe rând, exact ce au afirmat acești experți. Deci, prima categorie, protest împotriva lui Igor Dodon și ceilalți candidați. Expert 2, mulți alegători dezamăgiți, un vot împotriva tuturor. Expert 17. Usate este de văzut ca cea de-a treia variantă de către alegătorii care nu o agrează nici pe Maia Sandu și nici pe Igor Dodon. El are imaginea politicianului mult mai independent decât ceilalți doi. Expert 15. A mizat pe spiritul de protest al alegătorilor. Lumea e dezamăgită de situația politică din Republica Moldova. Expert 11 susține, simplu, a fost un vot de protest a electoratului de dreapta, căruia i s-a promis din 2015 și nu li s-a întors nici miliardul și nici țara. Haideți să vedem a doua categorie de răspunsuri, deci, ce susțin ceilalți experți. Campania electorală reușită și carisma lui Renato Usate. Și vedem că expert 4 îi zice, mesajul populist și simplist ce prinde la populația săracă și neinformată. Expert 5, show de prost gust, care le place oamenilor, sponsorizări și reclame pe online. Expert 9, moldovenii apreciază trollingul politic. Expert 11, mesaj electoral pleat perfect pe așteptarea alegătorilor de schimbare a politicienilor. Deci acestea au fost opiniile exprimate de către experți la întrebarea aceasta deschisă. Următoarea întrebare care am adresat-o, în opinia dumneavoastră, cum se comportă electoratul lui Renato Usate, cum se va comporta electoratul lui Renato Usate în turul 2? Și, practic, avem trei categorii, deci eu, în proporție de circa 65% din experți au fost de acord cu afirmația. Aproximativ același număr va vota cu Maia Sandu, dar și cu Igor Dodon. 17,6% susțin că majoritatea vor vota cu Maia Sandu, 17,6%, deci în aceeași proporție, majoritatea vor vota cu Igor Dodon. În opinia dumneavoastră, câți alegători care au votat cu Renato Usate în primul tur vor ieși la vot în turul 2? Da? Și aici vedem procentual. Deci peste 90% susțin 12% din experți, 89% 29,4%, 70-79% 23,5%, 60-69% 5,9%, 50-59% 11,8%, sub 50% 17,6%. Răspunsul mediu ar fi de 72,1%. Procente vor participa.
Următoarea întrebare ține de electoratul doamnei Violeta Ivanov. În opinia dumneavoastră, cum se va comporta electoratul Violetei Ivanov în turul 2 al alegerilor prezidențiale? Și vedem că în proporție de 82,4% susțin că majoritatea vor vota cu Igor Dodon. 17,6% din experți susțin că aproximativ același număr va vota cu Maia Sandu, dar și cu Igor Dodon. Pentru a treia opțiune, deci, n-am adunat niciun răspuns. În opinia dumneavoastră, câți din alegătorii care au votat cu Violeta Ivanov în primul tur al alegerilor prezidențiale vor ieși la vot în turul 2? Și vedem că peste 90% din alegători vor ieși. Această opțiune este susținută de 17,6% din experți. 29,4% din experți susțin că vor ieși 80-89%. 17,6% susțin că vor ieși în proporție de 70-79%. 11,8% sau 2 experți susțin că vor ieși în proporție de 60-69%, un expert susține că vor ieși în proporție de 50-59% și 17,6% susțin că vor ieși la vot sub 50%. Aici răspunsul mediu este de circa 73,7%. Vedem că și în cazul lui domnului Renato Osată și doamnei Violeta Ivanov, deci undeva două treimi din alegători vor ieși la vot în turul 2. Sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu dizolvarea actualei componențe a Parlamentului Republicii Moldova? Și vedem că circa 65% din experți sunt de acord. 17,6% nu sunt de acord și 17,6% nu au avut o părere asupra acestui subiect. O întrebare destul de interesantă, aș spune eu, care am adresat-o experților noștri. Da. În opinia dumneavoastră, cine ar fi un prim-ministru potrivit care să conducă guvernul după alegerile prezidențiale din 15 noiembrie 2020? Notați, Ion Chicu, dacă considerați că actualul premier ar trebui să rămână în funcție. Deci aceasta a fost întrebarea care am adresat-o. Și din 17 experți am primit 11 răspunsuri. Și vedem că domnul Igor Munteanu, au susținut 2 experți, domnul Ion Sturza, 2 experți, câte un expert susțin că cel mai potrivit prim-ministru ar fi Alexandru Slusar, Pavel Filip, Vlad Plăhotniuc, Andrei Năstase, Ion Chicu, Dumitru Popa și domnul Viorel Gârbu. Mihai, aș vrea să te rog acum la moment ca să te expui asupra acestui rezultat. De ce crezi că experții au venit cu răspunsuri destul de eterogene și au numit destul de multe personalități politice, aș spune eu? Cărui fapt se datorează? Cred că este și un fapt pozitiv. Faptul că, de fapt, nu e vorba de o singură persoană care teoretic ar putea prelua această funcție importantă în stat. Pe de altă parte, este un anumit vot de neîncredere, în ghilimele, acordat de experți pentru actuală guvernare, deci doar un singur expert din 17 l-a numit pe Ion Chicu. Ceea ce m-a surprins în mod special este un număr destul de mare de candidați din partea platformei DA. Dacă nu mă greșesc, ei sunt chiar 4. Inclusiv un tânăr pe care noi îl cunoaștem personal, Dumitru Popa, un activist cunoscut în domeniul de tineret și în mediul privat, dar și veterani ai partidului. Spun că există un contrast între numărul de candidați la funcția de prim-ministru din partea platformei DA cu numărul de procente pe care îl are partidul la moment. Probabil aceasta ar fi o informație pe care partidul ar trebui să o ia în considerație pentru a-și regândi activitatea în continuare, pentru că cu ratingul actual, clar că nici unul din aceștia nu vor putea deveni prim-ministru. Da, într-adevăr, deci sunt din partea partidului PPDA, deci avem 4 personalități care au fost numite, înseamnă că, într-adevăr, în această formațiune au loc careva mișcări. Deci, există un potențial mare. Și asta la fel. Mulțumesc.
Acum, deci astea au fost rezultatele studiului de tip expert barometru electoral, ediția din noiembrie, cu cele mai actuale evenimente care le-am putut noi prinde în această perioadă. Următorul modul, ne propunem să venim cu analiza sondajelor politice prezentate public pentru turul 1 al alegerilor prezidențiale. Și aici aș vrea să-l rog pe colegul meu, care a și efectuat această analiză, da? A urmărit practic toate sondajele care au fost prezentate în această perioadă și ne va vorbi de scorurile și diferențele între sondaje. Hai. Mersi, Veronica. A fost o campanie foarte lungă și vreau pe această cale să mulțumesc tuturor operatorilor IDATA, tuturor colegilor de la companie care, pe lângă multitudinea de proiecte pe care le-am avut începând din august și în continuare avem foarte multe, s-au implicat și în colectarea de date pentru componenta politică, pentru a demonstra care este calitatea datelor pe care noi o oferim. Și, desigur, acesta a fost un efort suplimentar pe lângă ceea ce noi facem. Deci, vreau să mulțumesc echipei IDATA, operatorilor. E vorba de peste 100 de oameni care s-au implicat din august până în prezent. Și acum, deja, vom lăsa politica la o parte, ne vom ocupa de celelalte proiecte. Deci, noi am făcut un efort de a analiza sondajele care au fost făcute public și este vorba despre 12 sondaje care au fost prezentate înainte de turul întâi. Avem două sondaje telefonice făcute în ziua alegerilor și avem așa numite două sondaje de cu date colectate online. De asemenea, pentru comparație am inclus și o medie a răspunsurilor a 130 de participanți care s-au înscris la concursul IDATA, în care ei trebuiau să facă pronosticul pentru alegeri. Și atât din 15 sondaje am vrut să vedem care a fost mai aproape de rezultatele finale. Pentru comparabilitate, toate datele au fost standardizate ca suma procentelor să fie 100, și anume suma procentelor pentru cei 8 candidați. Deci în caz că sondajele mai anterioare, unde era varianta de răspuns, de exemplu, Adrian Candu sau Pavel Filip, cu anumit procent, deci ele erau echivalate cu non-răspuns sau cu indiciș. Deci, din moment ce toate datele sunt comparabile, având 8 candidați, suma 100%, am comparat rezultatele cu rezultatele oficiale ale CEC pentru teritoriul controlat de Republica Moldova, deci fără datele din diasporă și cele din stânga Nistrului, care nu pot fi cuprinse de către sondaj. Deci comparăm ceea ce s-a colectat cu ceea ce s-a obținut pe același teritoriu. Da? Am calculat abaterile de la rezultate pentru fiecare candidat, pentru fiecare sondaj. Am calculat pentru fiecare sondaj abaterile medii pătrate, cine știe un pic statistică, este o estimare a erorii sau abaterii individuale pentru fiecare concurent electoral. Și în baza acestor abateri am făcut un clasament unde cea mai mică abatere medie reprezintă sondajul cel mai aproape de rezultat și cea mai mare abatere reprezintă sondajul care este cel mai depărtat de rezultat. Toate calculele le puteți vedea aici, le puteți găsi pe contul nostru de Telegram, t.me/dateinteligente. Sunt foarte, foarte multe date, ceea ce este important să înțelegeți că toate aceste date sunt luate din spațiu public, nu am inclus sondaje care sunt pretins interne, au mai fost niște sondaje false care au fost distribuite. Deci doar ceea ce a fost prezentat oficial public și toate datele acestea pot fi găsite în mediul online, în presă. Datele sunt aranjate în ordinea în care au fost culese datele. Deci primul sondaj este care a fost cules cel mai devreme și ultimele două sondaje sunt cele care au fost culese chiar în ziua alegerilor. De asemenea, în tabel găsiți volumul eșantionului, deci câți respondenți în total au participat la sondaj și metoda de culegere a datelor.
Mai departe, cu culori galben, verzi, roșii, vedeți abaterile de la rezultatul final. Cu cât e mai roșie culoarea, cu atât rezultatul este mult mai mic decât rezultatul final obținut de candidat. Cu cât este mai verde, cu atât rezultatul este mai mare. Respectiv, cele mai obiective sunt culorile care sunt oranj și galben. Deci cele care sunt mai deschise. Oricum, în toată pădurea asta de culori, care seamănă un pic cu peizajul tomnatic de acum, există indicatori statistic, abaterea medie patratică sau abaterea standard, sunt diferite modalități de a numi, care definește în mediu cu cât s-a bătut rezultatele fiecărui sondaj de rezultatele finale. Deci datele totale pot fi consultate aici. Eu mă voi referi la clasament și voi începe cu cele mai bune scoruri. Pe primul loc, sondajul care a fost cel mai aproape de datele finale pe teritoriul controlat de Republica Moldova este barometrul opinii publice cu date culese de compania CBS Research la comanda Institutului Politici Publice. Și aici trebuie să menționez că eroarea medie este una extrem de mică, 0,74. De fapt, eu nu știu în experiența mea de a evalua sondaje dacă am mai întâlnit o astfel de eroare mică. Deci, de obicei, erorile sunt cam de la 1,35 până la 2,35, ceea ce e ceva normal, deoarece sondajele nu reprezintă neapărat rezultatul final al alegerilor, fiind cel puțin doi factori importanți care determină aceasta. Primul factor este perioada când se culege datele, deci după ce datele s-au colectat, mai există o altă perioadă până când electoratul poate să-și schimbe decizia. Și un alt factor foarte important, structura la cei care răspund la sondaj nu coincide cu structura celor care participă la vot. Din câte vedem, de exemplu, la vot participă mai multe persoane în vârstă și mai puține persoane tinere decât sunt în structura eșandionului. Respectiv, e ceva normal că să există o anumită abatere în sondaj față de rezultatele finale, deci asta nu e o problemă. Ceea ce e interesant la acest sondaj este că ultima zi când au fost culese datele este 20 octombrie 2020 și aceeași companie a realizat un alt sondaj cu date culese până pe 17 octombrie împreună cu comunitatea Watchdog MD, unde eroarea deja era mult mai mare, 2,57 în mediu. Ceea ce ciudat pentru că aceeași companie practic în aceeași perioadă a făcut două sondaje cu rezultate diferite și deja cercetătorii pot să se expună de ce acest lucru s-a întâmplat. Din punctul nostru de vedere, dacă o companie culege date în aceeași perioadă, ar trebui să aibă cam aceleași rezultate, deci fără diferențe majore. Ceea ce ne bucură pe noi este că pe locul 2 este sondajul companiei Date Inteligente prezentat în luna octombrie, cu date culese până pe 24 octombrie 2020 inclusiv. Abaterea medie este de doar 2,14, deci o abatere normală, caracteristică unui sondaj de opinie. Mai interesant este că sondajul pe care l-am colectat în septembrie are o abatere doar puțin mai mare, ceea ce arată o anumită consistență în datele pe care noi le furnizăm, și anume că cu cât suntem mai aproape de alegeri, eroarea este mai mică, ceea ce e normal. Deci datele sunt mai aproape de rezultatul final. În același timp, nu există diferențe foarte mari. Deci noi chiar și în luna septembrie am prezentat un sondaj care avea o eroare medie mult mai mică ca alte sondaje care au fost făcute chiar și în ziua alegerilor. Pe locul 4 este sondajul CBS Research cu Watchdog, care l-am menționat deja. Pe locul 5 avem sondajul telefonic făcut de compania Intellect Group în ziua alegerilor. 2,84 este eroarea medie. Și observați că ambele sondaje, de fapt, care au fost făcute în ziua alegerilor, au dat erori mai mari decât ambele sondaje organizate de compania Date Inteligente și în septembrie și în octombrie. Și diferența este destul de semnificativă. Pe locul 6, de fapt, este un pronostic, deci nici măcar nu este un sondaj, am
făcut o medie aritmetică simplă între 130 de pronosticuri ale participanților la concurs, deci sunt persoane care nici măcar nu putem să-i numim experți, deci s-a luat doar o medie. Media aceasta s-a dovedit mai precisă, mai aproape de rezultatul final, decât sondajul CBS Research, Watchdog și IPP, organizat în timpul alegerilor, chiar în ziua alegerilor, unde eroarea deja era 2,92. Menționez că pentru sondajul dat, aceste companii au primit o finanțare de 125 de mii de euro, care de fapt include două sondaje telefonice de 1500 de chestionare și un studiu care este prezentat, cred că, chiar în aceste momente. Vrem să menționăm că compania noastră a putut să facă aceeași volum de lucru la un preț cel puțin de 3 ori mai mic. Ceea ce e și mai interesant, avem pe locul 8 sondajul Magenta Consulting și Institutul Internațional Republican, unde abatere de 3 puncte procentuale, dar datele au fost colectate până pe 23 august și observați că deși la acest sondaj datele s-au cules din iulie până în august, eroarea medie aproape coincide cu eroarea care a obținut-o CBS Research, care în ziua alegerilor. Ceea ce e destul de ciudat, pentru că în perioada când Magenta a colectat date, nici măcar nu era cunoscută lista exactă a candidaților. Pe locul nou avem sondajul IDATA cu date colese din luna august, avem eroare de 4,12, ceea ce este normal, pentru că noi am inclus o întrebare deschisă, deci dacă Magenta a venit cu o listă de potențiali candidați, noi nu am dat listă, deci noi am cerut ca fiecare respondent să numească individual cine crede că va deveni președinte. De aceea s-a obținut o eroare mai mare decât la sondajele din septembrie și octombrie, dar iarăși există o anumită consistență. Cu cât noi ca și companie ne apropiem de alegeri, cu atât datele erau mai aproape de rezultatul final. Dacă sondajul nostru a fost cules până pe 4 septembrie, continuăm cu locul 10, sondajul Fondul Opinii Publice, care au cules date până aproape de alegeri, până pe 24 octombrie, și a înregistrat o eroare medie de 4,95, deci semnificativ mai mare decât datele culese din noi în luna august. Pentru diversitate vă prezint și ultimele 5 poziții unde erorile depășesc orice limită admisibilă. Aici menționăm Asociația Sociologilor și Demografilor, care în septembrie au venit cu o eroare mai mică decât sondajul lor din octombrie, 5,96, respectiv 6,19. Intellect Group cu sondajul lor de pe 9 octombrie, 6,02. În schimb, ei s-au revanșat venind cu un sondaj mai bun în ziua alegerilor decât CBS Research. Și la fundul clasamentului, deci două cercetări, care le-aș numi cercetări de manipulare a opinii publice, care au dat niște erori grosolane și care pretind a fi cercetări sociologice. Deci e vorba de sondajul sociologic online, în ghilimele, Votum Media cu 8,29, deci erori extraordinare pentru fiecare candidat. Și la coada clasamentului cu eroare și mai mare, de 11,02, avem așa numitul sondaj de pe site-ul sondaje.media, care este anunțat la CEC ca fiind un proiect al comunității Watchdog. Deci este clar, sunt două sondaje de manipulare și unii concurenți electorali care au utilizat masiv datele acestor pseudo-sondaje în propaganda pe care au făcut în timpul campaniei pentru turul 2. Acum, da. Mihai, dacă îmi permiți, eu aș vrea să te întreb de unde a venit ideea de a compara sondajele care au fost efectuate, fiindcă vedem că sunt foarte multe sondaje care în ultimele două luni, trei luni au fost efectuate. Și care este scopul pentru informarea opiniei publice despre această abatere? Știm cu toții că sondajul este o fotografie de moment, dar observăm că sunt unele sondaje care au fost realizate fie în preajma sau chiar în ziua alegerilor și au o abatere destul de mare. Deci, de unde a venit această idee și care este scopul prezentării? Bine, noi suntem o companie relativ nouă pe piață. Deci, suntem în a cincilea an de activitate și, sigur,
Pentru noi este foarte important ca rezultatele pe care le oferim publicului să fie credibile, să fie de calitate. Și unica modalitate de a demonstra acest lucru e de a compara ceea ce noi prezentăm cu ceea ce se obține la alegeri. Menționez că anul trecut, la alegerile municipale din Chișinău, noi am făcut un singur sondaj cu 4 săptămâni înainte de primul tur și 6 săptămâni înainte de turul 2. Și noi cu un singur sondaj am dat cel mai bun rezultat, cel mai aproape de realitate, atât pentru turul 1, cât și pentru turul 2. Rezultatul nostru a fost chiar mai bun decât exit poll-ul care a fost făcut în turul 2. Deci exit poll-ul arăta o diferență de circa 0,1%. La noi sondajul era mult mai aproape, deci arăta o diferență clară a lui Ion Ceban față de Andrei Năstase. De asemenea, este un alt factor că pentru a face un sondaj la nivel național, în condiții în care există o presiune negativă din partea multor politicieni care doar știu să declare că sondajele sunt false și manipulatoare. În același timp, acești politicieni manipulează cu sondaje inventate de ei, care nici măcar nu sunt făcute. Noi suntem nevoiți să arătăm o fotografie a ceea ce s-a întâmplat, pentru că societatea, utilizatorii de informații, să poată înțelege unde există informație credibilă și unde probabil că nu există. În ceea ce vedeți voi, practic, unica companie din acestea, aș putea numi că sunt două companii care eu personal le consider credibile în afară de date inteligente, este vorba de CBS Research și Magenta. Deși există anumite întrebări de ce la CBS Research în aceeași perioadă două sondaje au dat rezultate diferite, la noi așa ceva nu s-a întâmplat și nu-mi imaginez cum ar putea să întâmple. În cazul altei rezultate, eu nu știu cum să explic. Ceea ce noi putem să facem este să prezentăm o analiză obiectivă și deja utilizatorii de informații își vor face concluziile. Mulțumesc, Mihai. Bine, să trecem la sondajul care l-am făcut pentru tur 2. Știu că mass media deja e obligat să raporteze comanditarul, beneficiarul, bugetul și așa mai departe. Deci, pe tot parcursul anului curent, noi am prezentat câteva sondaje naționale, sociopolitice. De fiecare dată am combinat aceste sondaje cu studii de tip omnibus, ceea ce înseamnă că avem cercetări cantitative, comerciale. Și deoarece există o foarte mare presiune din partea presiei de a afla cât costă aceste sondaje, noi am făcut un calcul și nu atât cât costă suplimentar, dar am încercat să vedem din costurile totale ale unui sondaj cam cât costă partea asta sociopolitică, adică întrebările pe care le-am inclus și cheltuielile aferente procesării datelor și prezentărilor. Deci, bugetul pentru acest studiu este de 2069 euro, o sumă estimativă. Pot să menționez că majoritatea, deci o bună parte sunt impozite și în general sunt bani care noi oricum i-am fi cheltuit sub formă de salarii sau alte tipuri de cheltuieli. Asta nu coincide cu suma costului unui sondaj, deoarece e vorba doar de câteva întrebări, incluse într-un studiu de tip omnibus, care este mai mare. În perioada 2-8 noiembrie, noi am colectat 1070 de chestionare. Datele sunt reprezentative pentru teritoriul controlat de Republica Moldova, deci nu avem cetățenii din stânga Nistrului și nu avem diasporă. Datele au fost colectate prin metoda CAPI, deci pe tabletă față în față, iar eroarea maximă de șantionare este de plus-minus 3%. Și revenind la eroarea de plus-minus 3%, din câte vedeți, eroarea efectivă față de rezultatul final al alegerilor la noi chiar e mult mai mică și considerând că eroarea este un element normal pentru sondaje, deci 3% este eroarea maximă, în realitate erorile sunt mai mici.
Aici avem date despre structura eșantionului brut, bărbați 40,2%, femei 59,8%, structura pe vârstă 18-29 ani 12,2%, 30-44 ani 24%, 45-59 ani 25,2%, 60 de ani și peste 38,5%. Structura etnică, moldoveni sau români s-au declarat 80,3%, ucraineni 6,7%, ruși 6,5%, găgăuși 2,7%, bulgari 1,9% și alte etnii 0,9%. Observați chiar după structura etnică, noi avem o compoziție naturală a eșantionului care corespunde în mare parte structurii etnice reale din Republica Moldova. Există anumite abateri după vârstă și după sex, de ce noi am făcut ponderări pentru a nivela aceste diferențe. Menționez că 75,6% din chestionar au fost completate în limba română și 24,4% au fost completate în limba rusă. O întrebare care deja a devenit tradițională pentru cele patru sondaje care le-am făcut înainte de campania electorală și în timpul campaniei. În opinia dumneavoastră, în Republica Moldova, lucrurile merg într-o direcție corectă sau greșită și avem o situație interesantă când, deși ponderea celor care consideră că direcția este corectă e foarte mică, totuși numărul lor crește și crește destul de accelerat de la începutul campaniei electorale. Deci dacă în august-septembrie am avut circa 13,7-13,8%, în noiembrie deja avem 17,9% din toată populația Republicii Moldova consideră că lucrurile merg într-o direcție corectă. Dacă alegerile parlamentare ar fi organizate duminica viitoare, pentru ce partid ați vota? Menționez că la această întrebare 4% din respondenți au spus că nu ar vota deloc, 16,8% sunt indeciși și 3,6% au refuzat să răspundă la întrebare. Astfel, pe grafic am reprezentat doar răspunsurile din total deciși. Astfel, avem patru partide care ar intra în Parlamentul Republicii Moldova. Partidul Socialiștilor din Moldova ar acumula 35,7%, Partidul Acțiune și Solidaritate 32,1%, Partidul Nostru 12,2% și Partidul Politic Șor 10%. Sub pragul de 5% pentru a fi admiși în Parlament, se regăsesc Platforma Demnitate și Adevăr cu 2%, Partidul Democrat din Moldova cu 1,9%, Partidul Unității Naționale 1,8%, Partidul Comuniștilor 1,7%, Partidul Liberal Democrat 0,7%, Mișcarea Unirea 0,4%, un candidat independent 0,4% și alte partide 1,1% în total. Aici pot să menționez o anumită polarizare în jur la principalele partide ca urmare a turului întâi al alegerilor și observăm o scădere cel puțin la partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Dar e posibil ca situația aceasta să fie de moment și după ce va trece febra alegerilor prezidențiale, lucrurile un pic să revină la trendul care era până la perioada electorală. Deci, aceste patru partide și-ar partaja în mod următor fotoliile în Parlament. Partidul Socialiștilor lua 40 de mandate, Partidul Acțiune și Solidaritate 36 de mandate, Partidul Nostru 14 mandate și Partidul Politic Șor 11 mandate. În continuare, noi am revenit la o întrebare care o adresam des până la studiile care le-am făcut în perioada electorală, când nu prea avea sens să întrebăm despre în ce politician respondenții au cea mai mare încredere, deoarece ea cam coincidea cu intenția de vot pentru alegerile prezidențiale. Totuși, acum am revenit la această întrebare. Deci, în ce politician din Republica Moldova aveți cea mai mare încredere și ce vorba de un singur răspuns pe care respondenții îl puteau da? Menționez că 13,8% din respondenți nu au încredere în niciun politician, 5,7% sunt indeciși, 5,6% au refuzat să răspundă la această întrebare.
Respectiv, informațiile de pe slide arată distribuția a 100% care au numit un politician. Cea mai mare încredere din Republica Moldova, respondenții au un Igor Dodon, 29,3%, în Maia Sandu, 24,9%, în Renato Sati, 11,6%, în Ilan Șor, 9,5%, și alți candidați, alți politicieni care au fost menționați, și aici aș menționa o surpriză, Vladimir Voronin are 5,6%, și apropo mult mai mult decât intenția de vot pentru Partidul Comuniștilor de Republica Moldova. Probabil acesta este un alt efect al febrei electorale, când brusc apar anumite simpatii pentru politicieni care nu se mai află pe scena politică. Octavian Țicu are 4%, mult mai mult decât scorul pe care l-a obținut la prezidențiale, ceea ce înseamnă că domnul Țicu are un anumit potențial care nu l-a putut fructifica la alegeri. Probabil mulți au decis să nu îl voteze, deoarece nu considerau că nu are șanse, dar din câte vedem, domnul Țicu are potențialul de a crește în continuare. În actualul prim-ministru au cea mai mare încredere, 33%, urmează Andrei Năstase, 2%, Bașcanul Găgăuzi, Irina Vlah, 1,9%, Dorin Chirtac, 1,4%, primarul de Chișinău, Ioan Ceban, 1,2%, Andrean Candru, 1%, Violeta Ivanova are 0,9%, menționez că până la campania electorală ea nici nu figura în aceste întrebări ca variantă de răspuns, dar iată că ea a reușit să zmângă acest 0,9%. La egalitate cu Zinaida Greceanu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, urmează Pavel Filip 0,7%, Tudor Deliu 0,5% și alți politicieni care au fost numiți de 1-2 respondenți. De asemenea, ne-a interesat să vedem ce se întâmplă pe piața media și să vedem care sunt principalele televiziuni care sunt urmărite de cetățeni pentru a afla știri și evenimente curente. Deci, fiecare respondent a putut numi una sau mai multe televiziuni, dar menționez că 18,1% din total au spus că nu privesc deloc televizorul pentru știri, iar 1,5% au refuzat să dea un răspuns la această întrebare. Respectiv, procentele sunt calculate dintre cei care au dat un răspuns și, evident, privesc televizorul. Pe primul loc avem televiziunea Prime, 42,1% din respondenți, cel puțin săptămânal, privesc acest post de televiziune pentru informare. Urmează Moldova 1 cu 40,2%, Publica TV 37,8%, Pro TV la diferență foarte mic, 37,7%, mai menționez Jurnal TV 24%, NTV Moldova 20,6%, TV 8 17,3%, RTR Moldova 14,5%, Primul Moldova 11,2%, și avem mai puțin de 5%, vorba de Accent TV 4%, la fel ca și TVC 21%, Televiziunea Centrală 3,3%, Național 4% 2,9%, TV Găgăuzia 2,7%, TVR Moldova 2,5% și mai avem două televiziuni regionale, Orhei TV 1,5% și Belț TV 1,4%. Mai avem 9,9% din respondenți, au menționat cel puțin un alt post de televiziune. În general, e vorba de alte posturi regionale, s-au menționat posturi străine, care noi nu le putem include în acest clasament. Și discutăm despre turul 2? Haideți. Veronica. Deci, întrebarea tradițională. Cine crezi că o să câștigi în turul 2? Da. Mihai, de ce să includeți acest slide sub forma aceasta? Că de obicei, de fiecare dată prezentam, când arunceam întrebarea asta, scorurile, da? Când le ofeream posibilitatea
respondenților noștri la sondaj, care sunt în 1070 de data aceasta, dar să vină cu răspunsuri. Da, noi am cules datele acestea și, desigur, știm rezultatul dat. Ceea ce ne pune pe gânduri e faptul că se va încerca compararea acestor date cu rezultatul final, unde mai există câțiva factori. Un factor este că noi nu știm câți oameni din Transnistria să mai voteze. Experții zic că vor vota cel puțin dublu. Alt factor, noi nu știm câți oameni din diaspora rusă vor vota. Și nu știm câți oameni din diaspora occidentală vor vota. Respectiv, datele acestea ar putea să nu fie reprezentative pentru scorul final. Oricum, noi am lăsat acest slide ca ofertă comercială pentru cei care sunt interesați în datele acestea. Noi am demonstrat că datele noastre sunt veridice, putem oferi politicienilor, organizațiilor internaționale interesate sau locale o analiză destul de detaliată la acest subiect, dar va fi contraplată. Pentru că noi trebuie să ne întoarcem acei 2069 de euro investiți. Totuși, pentru publicul larg, noi propunem un concurs în care ei au posibilitatea nu doar să ghicească rezultatul alegerilor în general, dar să ghicească și rezultatul alegerilor pe câteva teritorii. E vorba de UTA Găgăuzia, Unitatea Teritorială Stânga Nistrului, diaspora, Republica Moldova fără Stânga Nistrului și fără diaspora și scorul general. Concursul este organizat de compania Date Inteligente și compania Diez MD este partenerul nostru informațional. Puteți găsiți linkul de participare pe Diez MD, pe facebook.com/dateinteligente, pe canalul de Telegram t.me/dateinteligente. Participarea la concurs este gratis, nu trebuie să achitați nimic. Noi deja am dat mai multe premii pentru cei care au fost mai aproape de rezultatul alegerilor din primul tur și vom oferi mai multe premii pentru cei care vor veni cu rezultate mai bune pentru turul 2. Și aici anunțăm premiile. Noi ne-am gândit să dăm o denumire mai specifică, Veronica, pentru premii, ca câștigătorii să se simtă un pic speciali. Astfel, cel care va fi cel mai aproape de rezultatul consemnat în turul 2 în Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia va primi premiul Bașcanul Găgăuziei în valoare de 500 de lei. Cel care va pronostica cel mai bine rezultatul din stânga Nistrului va primi premiul Liderul Nistrean, de asemenea în valoare de 500 de lei. Cel care va fi cel mai aproape de rezultatul înregistrat de concurență în diasporă va primi premiul special Top Influencerul Diasporii, valoare de 500 de lei. Cel care va fi cel mai aproape de rezultatul înregistrat în teritoriul controlat de Republica Moldova, adică fără Transnistria și fără diasporă, va primi premiul special simbolic, aș spune, Porumbel sau Coțofană. Așa. Și acum, din cei care ghicesc corect câștigătorii pe fiecare din aceste 5 teritorii, ei se califică în obținerea premiilor speciale și premiile mari. Deci, premiul 3 îl numim o licuță cel mai bun, 500 de lei, a treilea cel mai bun pronostic pentru toate 5 categorii simultan. De ce o licuță cel mai bun? Că un pic nu e ajuns să ia, da, să fie, da, pe primul loc. Premiul 2 urmează argintul de aur, care e argint, dar e ca aur pentru că e chiar foarte, foarte aproape de premiul mare. Aici e vorba deja de 1000 de lei. Deci e vorba despre doilea cel mai bun pronostic pentru toate 5 categorii. Și, desigur, avem premiul mare. Noi ne-am gândit foarte mult cum să numim, am făcut 5 focus grupuri, 20 de interviuri, desigur glumesc, am făcut un brainstorming în cadrul companiei, varianta finală Nostradamus din Etulia,
Deci asta e premiul mare, în valoare de 2000 de lei, pentru cel mai bun pronostic pentru toate 5 categorii. Deci cel care va fi cel mai aproape de aceste 5 rezultate va obține cu siguranță acest premiu. De ce am decis să diversificăm categoriile? Pentru că rezultatele din turneu au fost destul de surprinzătoare și, din păcate, nimeni din cei 130 nu s-a calificat pentru a obține premii bănești. De data aceasta am schimbat un pic condițiile pentru că asigurăm că toate premiile bănești să fie acordate sau cel puțin să există șanse foarte mari ca să fie acordate. Deci numai dacă alegerile sunt total imprevizibile, s-ar putea ca cineva să nu primească un premiu bănesc. De asemenea, am mai pregătit 7 sau 8 premii speciale, deci sunt premii non-bănești. Înregistrați-vă la concurs, e gratuit, până sâmbătă la ora 3 puteți plasați pronosticul vostru și luni probabil vom anunța și câștigătorii. Vă mulțumesc pentru atenție, cu voi a fost Mihai Bologan și Veronica Ateș. Aici aș vrea doar un pic să adaug, deci toate aceste premii sunt oferite din fondul de promovare al companiei Date Inteligente, da, face parte din partea de marketing și promovare. Prin aceasta vă îndemnăm să participați, dar și să dați share și like paginii noastre și să ne urmăriți în continuare, fiindcă și în continuare vom depune efort să venim cu rezultate și cu procente și cu informații utile pentru a vă informa, pentru a vă prezenta diferite opinii din diferite părți, da? Și de aceasta și încercăm să fim cât mai vizibili și să creăm și concurență pe piața sondajelor din Republica Moldova. Vă mulțumesc mult și vă dorim o zi bună în continuare și să câștige cel mai puternic, ca întotdeauna. Mai bine. Votați, câștigați! La participare!